Cheers! Acest pahar este de zâne. Nu-i drăguț? Cred că e de la copii, dar nu contează. Știi că ar trebui să fac dimineața vocalize? Cu 6 saci în 6 saci, aia știm. Știi cum zic eu asta ca să nu mă încurc la ea? Vizualizez 6, scris 6. 6 saci în 6 saci. 6 saci în 6 saci. Dar trebuie să văd cifra 6 în cap, că altfel nu pot să zic. Mă încurc. Hrib copți, hrib fripți. Plită, nu contează. Deci copți sunt așa, fripți sunt așa. Bine ai venit pe ciocolată și vanilie. Azi fac carrot cake. Este una dintre cele mai căutate și încercate rețete de pe blog. M-am gândit să-ți arăt și în imagini cum se face tortul ăsta pas cu pas. E un tort simplu, dar spectaculos la gust și nu cred să știu pe cineva care să nu se fi îndrăgostit de el după ce l-a gustat. Pentru carrot cake ai nevoie de blaturi moi cu morcov și o cremă cu unt și cremă de brânză. Hai să trecem la treabă! Pentru blaturile cu morcov nu vei munci prea mult, se fac fără mixer sau altă aparatură specială. Câteva boluri, o spatulă și un tel sunt suficiente. Curăță și dă pe răzătoare morcovii și lasă-i deoparte. Mărunțește nucile cu un cuțit și lasă-le și pe ele deoparte. Într-un bol pune ouăle întregi și le bați cu un tel. Adaugă uleiul și zahărul. Amestecă bine și lasă-le deoparte. Într-un alt bol pune făina, praful de copt, scorțișoara, nucșoara, cardamonul și ghimbirul pudră și amestecă bine. Toarnă ingredientele uscate peste cele umede, adică în bolul în care ai amestecat ou cu zahăr și ulei. Omogenizează bine toată compoziția. Peste ea adaugă morcovul ras și stors și nucile mărunțite. Tapetează cu hârtie de copt două tăvi cu diametrul de 18 cm. Toarnă aluatul în cantități egale în cele două tăvi. Blaturile se coc la 180 de grade Celsius timp de 30-35 de minute până când o scobitoare înfiptă în ele iese curată. Când sunt gata, se lasă să se răcească în tavă. Pentru cremă, lasă untul să se moaie din timp la temperatura camerei. Apoi pune untul cu zahărul pudră și coaja de lămâie în bolul unui mixer. Mixează-le până când obții un amestec cremos și omogen. În el adaugi treptat crema de brânză. Nivelează blaturile la suprafață și taie-le pe fiecare în parte, în două, pe orizontală. Vei avea 4 blaturi subțiri de umplut cu cremă. Pune baza de la primul blat pe un platou sau farfurie. Întinde peste el un sfert din cremă. Nivelează până aproape de margini și așează peste ea partea a doua de blat. Continuă la fel până când pui deasupra ultima felie de blat. Întinde crema rămasă peste tort și pe laterale cât mai neted cu putință cu ajutorul unei spatule din metal. Nu va fi un tort perfect îmbrăcat, ci unul semi-naked. Pune tortul la rece o oră înainte să-l decorezi. Îi poți pune deasupra fructe, zmeură, afine sau smochine, nuci caramelizate sau îl poți lăsa așa simplu. Am tortul gata și abia aștept să gust din el. Imagini cu interiorul lui și rețeta scrisă găsești pe ciocolatasivanilie.ro. Dacă ai întrebări mai multe despre ea sau vrei să-mi lași un mesaj, poți să-mi scrii și pe pagina de Facebook Ciocolată și Vanilie și poți să te abonezi și la canalul de YouTube pentru rețete noi. Știi cu ce am venit eu la zestre? Știi ce am adus eu la zestre în casa asta? O cheie franceză.
O am din cămin. Mi-a tot tata zis o am dacă cumva se strică ceva, că eu aș fi știut ce să fac cu cheia franceză. Spăgeam nuci cu ea, înțelegi? Și un polonic am avut, nu știu unde, dar am avut și un polonic. Atât. Și un circular.